Bine v-am regăsit, emoțiile așa. Sunt Gelu Brebenel, sunteți invitații mei ca în fiecare joi la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu, înainte de toate. E bine, dacă vine vorba despre invitații emisiunii, în seara aceasta avem o formulă mai greu de regăsit, zic eu, pe ecranele televiziunilor din 2012 încoace. Lucian Iliescu, senator, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la televiziunea noastră, alături de Dumitru Beanu, pentru prima dată, cum spuneam, după 2012. Dumitru Beanu, administratorul public al județului. Bună seara! Bună seara, vă spun eu și bine ați venit la noi. Avem de dezbătut în această seară câteva chestiuni, pentru că astăzi ați avut o conferință de presă la care doamna deputat Raluca Surdu vorbea despre reînceperea redevenirii PNL la ceea ce a fost. Vom discuta pentru început despre această reîncepere a redevenirii PNL, așa am pus și titlul emisiunii. Apoi vreau să discutăm puțin despre politică la nivel național. Avem aici un senator care ne reprezintă, singurul senator liberal care a mai rămas de altfel. La nivel de județ, administratorul public al județului. Vreau să trecem apoi și la câteva chestiuni sociale care privesc municipiul și județul nostru, pentru că foarte mulți giurgiuveni își leagă speranțele de politicienii noștri. De acolo așteaptă ei binele. Iar în final vreau să revenim la politică, pentru că suntem într-un 2015 an preelectoral și să pregătesc, zic eu, tot felul de combinații electorale pentru alegerile din 2016. Vreau să discutăm și despre cum pregătiți dumneavoastră alegerile din 2016, pentru că e rândul PNL în seara asta. Altfel, am invitat pe rând și PSD și alții oameni și lideri politici în ideea că giurgiuvenii vor fi mai lămuriți cu privire la cum stă Giurgiu, cum stă județul, da? Ce se mai pregătește din punct de vedere politic. Am hotărât să nu luăm telefoane în seara asta. Eu personal nu agrez stilul cu telefoane pentru că fracturează foarte mult emisiunea. Pe de altă parte, nu am un control. Oricine poate suna și poate deranja pe mine, poate deranja invitații mei. Vă protejez într-un fel. Da. Cu privire la telefoane. Nu o să vă menajez eu prea mult, pentru că de-aia ne-am întâlnit în seara asta să discutăm noi așa. Ne puteți trimite însă la numărul afișat pe ecran SMS-uri. Eu am făcut în acest început de săptămână un promoțional emisiunii pe site-ul nostru al TV, Giurgiu, pe contul meu de Facebook, unde am pus promoțional, am primit și câteva mai multe întrebări pe care să vi le pun în seara asta. SMS-uri putem primi în continuare. Am să le difuzez în măsura în care sunt la temă și în care sunt decente. Domnilor, haideți să discutăm, să începem discuția pornind de la ședința PNL de astăzi, urmată apoi de o conferință de presă. În prezența celor doi copreședinți, Raluca Surdu și Gheorghe Ștefan. Ce noutăți sunt? Că dumneavoastră ați participat la... Să afle giurgiuvenii cum se mai pregătește, în ce stadiu se află PNL. Un PNL aflat într-o oarecare degringoladă, având în vedere rezultatele nefaste de la alegerile prezidențiale. Deci a fost o ședință cu o singură temă, constituirea acestui comitet județean, în care aceste două partide, PNL și PD, conform algoritmului, în funcție de rezultatele anterioare, Giurgiu are reprezentat, este PNL-ul Giurgiu, de 15 membri, la care se adaugă și senatorul de Giurgiu. Când spuneți PNL, spuneți vechiul PNL, ca să ne înțelegem, da, vechiul așa. PNL, vorbim la această structură, iar vechiul PDL sau PDL-ul, așa. La ora actuală, 8 asemenea membri. Sigur, nu a fost nici dorința aceasta, ne știm cine sunt, cred că nu o să se schimbe aceste fețe în ședința următoare. Eu am ridicat problema care aș fi vrut, că nu-i cunosc. Efectiv nu-i cunosc. Pe toți. O parte nu-i cunosc. Nu-i cunosc pe cei din PDL? Din PDL. Din PNL ar fi cool, mai cunosc. Între noi fie vorba, nu știu de unde e adunat, având în vedere că PDL era vraiște, efectiv, vorbesc pe românești, așa. Un deci partid nu, total destructurat. Nu pot să spun de unde. V-am spus că nici nu-i cunosc. Sigur, a fost foarte fulger, așa v-am spus. Am încercat să ne cunoaștem, să ne prezentăm cine nu este vorba aia cunoscut de acolo, dar e timp, nu-i problemă. Și, bineînțeles, plecarea spre conferința de presă, eu nu n-am participat, n-am fost invitat, nu pot să știu prea mult de ce s-a discutat acolo, dar vă spun eu nimic deosebit, tot chestiunea organizatorului, ce am participat joia trecută la o conferință de presă, mi s-a părut atunci mai interesant ca astăzi. Avem și un material pe care o să-l difuzăm la momentul potrivit, o mică știre. Desigur că da, este un moment important.
trebuie să ne facem o strategie, trebuie să gândim, vorba aia, ce vrem să arătăm electoratului, de să revenim la vechile comisii. Era cazul să vină o tânără doamnă de la centru să vă facă o strategie, dumneavoastră, vă întreb. Păi nu știu dacă asta a fost... ce era PNL nu odată, știu, nu știu unul dintre cele mai tari județe la nivel național în alegeri, da? Deci nu știu dacă ăsta a fost motivul. Dar în ce caz, momentul trăim, e următoarea situație pe care noi am prezentat-o în ultimele aceste examene europarlamentare, turul 1, turul 2, în care am întors ierarhia PNL-ului la Giurgiu, care din primul loc pe care îl susținea de ani de zile, ne-am trezit în această situație și... Ați întors-o pe dos, ați întors-o. A, da, și am ajuns pe ultimul loc. E, sigur, este o treabă care trebuie să existe și o analiză corectă, să spunem, să punem deci tot pe an. Dar nu e timp acum prea mult să mai vorbim de ceea ce a fost. Trebuie să vorbim de ceea ce trebuie să facem, să vorbim despre viitor. Deci cam asta a fost tema. Peste două săptămâni ne vom revedea. Am stabilit și modul de întâlnire unde să facem și să vom face la PNL acolo sediul nostru. Dacă o să fie nevoie... un fel de centru, de sediu central la da. PNL, pe da, da. Pietonală? Da, acolo. Și se mai spune acolo, urmând ca și celelalte sedii ale PNL, să le puteți folosi? Să le putem să le dăm funcționalitate. Aveți, sedii aveți, da. Stați bine la capitolul ăsta. Am stat și mai bine. Da, dar în orice caz este un lucru foarte important, că este multă muncă. Noi din cei 32 de primari pe care îi reușisem la sfârșitul anului 2012. Mai aveți 6. Nu mai avem, nu știu dacă sunt 6, s-ar putea mai puțin, dar vin mără în vorba aia, pe o mână cred atâta. Am făcut eu o aluzie și să încercăm să vedem și la PDL cum stau și nu prea avem ce să spunem, au decât un singur primar pe cel de la Daia și domnul copreședinte al Partidului Liberal, domnul Ștefan Gheorghe, a spus că există acolo, dar sunt lucrurile de pus la punct. Cu voia dumneavoastră, domnule senator, haideți să dăm microfonul și domnului Beanu să nu-mi spună cum privește această reîncepere a redevenirii, da? Pentru că apoi să vă prezint și eu o mică analiză dintr-o conferință de presă de 2 minute, să putem merge mai departe. Înțeleg că discuția dincolo de persoane prezente în platou este foarte serioasă, de vreme ce ne-ați destemnit că... Întotdeauna discuțiile din emisiunea noastră dar are o notă aparte. E prima dată când purtați cravată din clasa a doua începând. Înseamnă că aveți... Am făcut o glumă înainte, da. Preocupare foarte, foarte apăsată pentru... Haideți să zicem că dintr-un respect deosebit pentru mulțumim. Această ediție a emisiunii, mulțumim. Da. Dar, evident, ar fi fost la fel de serioasă și dacă ne-am fi prezentat într-un alt cadru mai puțin sobru și pregătit pentru asemenea discuții. De ce? Pentru că avem cu toții preocupări, avem cu toții dorința de a reafirma ca forță Partidul Național Liberal în județul Giurgiu. Nu stăm foarte bine la acest moment și nu cred că am mai avut vreodată o asemenea poziție, nici măcar înainte să apară domnul Lucian Iliescu în 2000 în PNL. Dar plecăm de aici și evident că măcar atât, gândind optimist, putem spune, avem posibilitatea să avansăm foarte rapid, nu? În ierarhia organizațiilor filialelor județene PNL și ne-am dorit cu toții să ajungem încă o dată în perioada de activitate pe care pot eu să-mi o prognozez de 10 ani până la locul întâi pe care l-am ocupat și cred că grație unui efort comun a fost bine și pentru municipiul și pentru județul Giurgiu. Aici aș face o juncțiune. Facem politică pentru noi, dar politica însemnând și administrație. În mod obligatoriu trebuie să convingem și înainte de alegeri și mai ales după alegeri pe toți cei care își leagă speranțele și încrederea de noi că putem să aducem soluțiile care lipsesc sau care pot fi aduse de un guvern știți liberal ce pe care îl dorim conferința de presă de astăzi cu președintele dumneavoastră, stimabila doamnă Surdu, întrebau colegii mei cum estimează creșterea PNL-ului în perioada asta care va urma și a zis ceva de la modul că nu ca făt frumos așa să crească nici vorbă. Și se gândea la un scor rezonabil, 30-35%. Da,
Acum n-am urmărit nicio conferință de presă, dar oricum, de felul meu, sunt destul de rezervat în declarații. Spun că cifrele sunt pornite din estimările pe care le-ați discutat împreună. Da, da. Eu un procent realist, 30-35%, da? Dar acum vedeți, e o schimbare preconizată deja pentru 2016, spre deosebire de competițiile electorale la care am mai participat noi, unde erau trei partide care, grație unor susțineri la nivel guvernamental, își disputau primul loc. Acum se poate gândi cu destul de ușoare analiză că vor fi doar două forțe politice. S-a polarizat PSD, spectrul PNL, politic, e normal. De, uite că la noi s-a întâmplat două, trei partide, 20 foarte și mici. Ceva de ani. Era normal chestiunea asta. Deci este realist procentul pe care l-a avansat doamna președinte, dar dat fiind că există această polarizare, eu mi-aș dori foarte mult să depășim acest procent și cel mai important lucru să câștigăm în competiția cu etern nostru adversar PSD. Câteva imagini din conferința de presă, nu de astăzi, ci de joia trecută la care am participat, mi s-a părut mai interesant. Am să rog regia să difuzeze primul material pe care la două minute durează și discutăm puțin. Doar 6 primari la nivel de județ, dar și un număr de alte 6 localități în care PNL nu are organizații. Aceasta ar fi partea dură a bilanțului făcut de liberalii Giurgiu Ven și prezentat presei ieri, după ședința biroului județean. Altfel, copreședinta PNL spune că partidul se află în plin proces de reașezare și urmează să stabilească priorități, după ce unele audituri vor fi gata. Vom stabili de comun acord sediu organizației, care probabil va fi aici, deja am înțeles că s-a depus pentru obținerea CIF-ului sediu de aici. Vom stabili secretarii general, prim și adjunct, care sunt în ordine de la Partidul Național Liberal Vechi, domnul Găină, și de la Partidul Democrat Liberal Vechi. Vom vedea care este propunerea. Vom stabili trezorierii, pentru că vor fi tot doi. Și vom stabili și un purtător de cuvânt. Ghimpați, Hotarele, Maluc, Lejean, Mihai Bravu și Singuren sunt localitățile în care PNL nu mai are organizații, așa că una dintre prioritățile imediate se îndreaptă către aceste zone. Vom merge în fiecare dintre aceste localități, în funcție de programul celor care fac parte din organizație și, bineînțeles, al colegilor din birou, și încercăm să facem tot ceea ce se poate ca în cel mai scurt timp să punem pe picioare toate organizațiile în județul Giurgiu. Copreședinta PNL a mai făcut referire la așa zisele negocieri cu privire la reîntoarcerea unor membri în partid. Chestiunea a apărut în presă și dezmințită cu acest prilej. Nu există în momentul de față niciun fel de negocieri. În discuție nu a existat nici măcar o localitate în care primarul care a plecat de la Partidul Național Liberal să revină la noi. Cu siguranță, în schimb, dacă vreunul dintre acești foști colegi ai noștri își manifestă interesul în a discuta cu noi, dat fiind faptul că sunt reprezentanți ai comunităților locale și cu siguranță au și ei probleme la rândul lor, dacă aceste discuții implică prezența noastră, o vom face. Liberalii nu știu la ora actuală nici câți consilieri locali mai au în județ și nu au putut înainta nici măcar o cifră aproximativă, pentru că au avut surpriza să constate că au pierdut consilieri pe care contau. Da, am revenit în direct la Giurgiu înainte de toate cu invitații mei, domnul senator Lucian Ilescu și domnul Dumitru Beanu. Cum vine asta, domnule senator? PNL la ora actuală nu mai știe câți consilieri are în județ. E posibil, pentru că sunt chiar atât de multe, nu mai puteți să ignorați. Nu. A fost o etapă care, sigur, ne-am regăsit în altă postură față de ceea ce am avut. Și căutăm acum să facem o inventarire a tuturor acestor probleme. Păi nu mă sperie unde ne aflăm. Pentru că sunt convins că dacă vom face, așa cum spuneam mai devreme, o gândire cum vom reuși, bazându-ne după mine și pe rezultatele Partidului Național Liberal la nivel central, care sigur nu o să lucrăm cu ordonanța 55, cum s-a întâmplat și am pierdut mulți primari care 44,2% avea recent PNL în sondaje. Da. Față de un 37% al PSD. Da. Niciodată în istorie n-a avut PNL atât de mult. După 2012, procentul nostru la perioada de alegeri a fost 62, deci 62% am avut. Nu la nivel național. Nu la nivel național, ba da, la nivelul nostru al Partidului Național Liberal nu am avut acest procent. Adică vorbim de formațiunile liberale. Iar acum, la nivel de
de luptă pe care avem cu PSD-ul și cu tare, sigur, procentele ne vom uita pe documente și vom vedea cum stau. Dar vorbim despre acest scor 44,2% care este într-adevăr foarte mare. Credeți că este unul real? Nu se datorează și locomotivei care se cheamă Klaus Iohannis la ora actuală? Deci asta după mine trebuie să discutăm ceva mai încolo despre domnul Iohannis și situația care cred că este speranța noastră a liberalilor, din Giurgiu cel puțin, să revenim acolo unde am fost. Pentru că este un brand efectiv acest nume și părerea mea cred că este singura soluție. Dar trebuie să înțelegeți, și asta e și motivul de ne organizăm, că nu se va putea face decât cu munca din teritoriu. Inventarierea, sigur că este o decepție unde am ajuns, de unde am plecat. E, aici o să fie și momentul cândva să discutăm de ce am ajuns aici și să punem vorba aia degetul pe rană. Dar nu asta e problema. Problema este ce facem. Am încredere în președinta noastră. Mai puțin cunosc copreședintul de la PDL, copreședintul respectiv, și cred că s-a dus momentul ăsta de prea multă, eu știu, catifea așa. Trebuie să ne apucăm serios de treabă și ne spunem lucrurile pe față. Pentru că eu am mai discutat cu primarii ăștia care sunt în teritoriu acum. Sigur, ei, în afară de faptul că au găsit un sprijin financiar, la asta trebuie să știți și trebuie să informăm și spectatorii noștri că datorită ordonanței 55, cei mai mulți bani a primit Telormanul, Giurgiu, exact pentru a putea să rezolve problema a schimba balanța vis-a-vis, mai ales de Giurgiu, pe care o aveam noi la Partidul Liberal. E, în această situație, sigur că aceste lucruri n-au mai contat din punct de vedere domnul Iohannis. Și atunci, sigur, oamenii ăștia, mergând după ea, mult și primar, acum am trecut prin această activitate, am stat 16 ani primar la Giurgiu, sau am lucrat 16 ani la Giurgiu, este normal să te gândești că nu poți să faci nimic dacă nu ai surse financiare. Iar acești totuși oamenii ăștia, pot să spun așa, în ghilimele, s-au vândut. Cel mai periculos este, după părerea mea și altora, bineînțeles, că primarii, noi toți de pe margine au ajuns să înțelegem primarii care se mută de colo-colo, pentru că oamenii ăștia, la un moment dat, fără bani, nu pot să facă nimic și trebuie să le dea ceva oamenilor din sat, din comuna respectivă. Deci le-a promis. La început a spus dumneavoastră ceva foarte important și trebuie să revenim, pentru că încercăm să vedem cu cine mai stăm de vorbă, să vedem cum îi convingem pe acești oameni cu care am lucrat și sigur nu o să ne oprim acum să stăm un an și când mai avem și jumătate să așteptăm să revină oamenii ăștia înapoi. Deci trebuie să o luăm de la zero, cum s-ar zice, să putem să facem, pentru că sunt primării care au plecat cu toți consilierii. Iar vreau să știți foarte bine că structura politică a fost organizată pe primarul respectiv. Situația nu este simplă ce avea de făcut. Da. E, deci eu mă bazez foarte mult, așa cum ați încercat să spuneți, despre această personalitate a României astăzi, domnul Iohannis, și să încercăm, așa cum spuneam, să ne găsim soluții. Pentru că timpul trece, niciodată n-am intrat într-o campanie așa de scurtă ca termen de posibilitate de a munci și niciodată n-am fost în această situație. Deci încă nu-mi vine mie unul să cred că unde am fost și unde suntem. Așa ziceam și la început ce a fost PNL-ul și ce a ajuns. Da. Ce domnule Bean, dați-mi voie să citesc câteva SMS-uri, că tot am îndemnat noi telespectatorii noștri să ne trimită. Salutăm emisiunea dumneavoastră, o formulă interesantă, zice Maier C. Veți face echipă în 2016, întreabă domnul Stan Dumitru, vrem fapte, nu vorbe, suntem în 2015, iată un îndemn la rapiditate, dacă vreți, cum spunea domnul senator, că îi se pare timpul scurt. Ce se alege cu PNL Giurgiu? De ce trebuie să vină o doamnă de la centru la conducere? La conducerea PNL Giurgiu semnează doamna Ionela P. Vrem locuri de muncă, să mai zice la un moment dat, nu puteți face nimic pentru portul Giurgiu. Ne oprim aici, haideți să discutăm ca să nu încurcăm planurile. Vă rog, domnule senator. Păi, acum, credeți dumneavoastră că noi am fost consultați vis-a-vis de venirea doamnei
Raluca, Surd? Eu personal nu mi-am închipuit niciodată ca să deci atunci, sigur, pentru noi, dacă vreți așa, un afront vis-a-vis de ce am făcut noi și ce suntem în stare să facem. Dar, altă parte, cred că avea așteaptă să plece, pentru că au întrebat-o colegii mei în conferința de presă joia trecută. Nu cred. Dacă nu va cred. Candida la Giurgiu și a discutat... Una e să conduci partidul la Giurgiu. Deci am fost foarte diplomatic, foarte da. Da, problema așa, este că, sigur că... E cu gândul la alegătorii de acolo... Da, n-ar fi asta o problemă, dar momentul de față este că poate și-a dat și dânsa seama că e destul de greu la Giurgiu acum, ce situație avem. Dar eu am încredere, sincer vă spun, în colectivul pe care l-avem astăzi format, am încredere în experiența noastră din punct de vedere campanie, că nu suntem la primul examen din ăsta de campanie electorală, numai ca liberal suntem din 2000 în această formație și dezvoltându-o, ați vedeți unde am ajuns. Dar trebuie să înțelegeți că nu va fi simplu. Deci, întrebarea aia pe care a spus-o de la începutul discuțiilor, cum am ajuns și unde am ajuns și dacă putem să revenim unde am fost, este posibil, dar nu uitați că din 2000, dați-mi voie puțin, nu uitați că din 2000 nu ne-a apucat de Partidul Liberal. Până în 2000 era așa, doar pâlpâia acest Partid Liberal. E, și vedeți câți ani au trecut până în 2012 sau în 2008 unde am început să avem rezultatele astea deosebite, că nu se bate de-n palme și vă face rezultate. Iar, singur, colegii pe care îi cunosc sunt convins că știu ce au de făcut, pe cei care nu-i cunosc sunt convins că vor încerca să se alăture acestui lucru, dar nu este simplu. Întâlnirea noastră o dată pe săptămână la Giurgiu, în aceste ședințe, nici pe departe nu e ceea ce ne este nevoie să facem. Pentru că trebuie să mergem în teritoriu. Astăzi au apărut acești colegi care noi ne-am împărțit deja teritoriul într-un mod anume, 2, 3, 4, 5 comune pe ins, din punct de vedere cei care au fost în structura asta de conducere. E, acum sunt și ceilalți colegi care sunt și un număr de 8. Cred că sigur va exista o reașezare a ceea ce am gândit în prima etapă, ca să putem să avem cât de cât așa posibilități ca atunci când te ocupi de două comune să ai și speranță de șanse. Nu 5, nu 6, că n-ai cum. Deci, părerea mea este că vom reveni la această împărțire a teritoriului. Domnul Beanu, în ședința aceea, v-a zis lumea că se ocupă de municipiul Giurgiu. Eu știu dacă e suficient pentru dânsul, pentru că are și dânsul destule cunoștințe în teritoriu. Și mai ales dacă ne vom stabili așa... Dar ce se ocupă de județ, întreb eu, care nu știu efectiv. Nu deci, președintele organizației, sau cei doi copreședinți, ei vor dirija această treabă. Din punctul de vedere al cum aș vede eu acest lucru... Și unul dintre ei nu e Giurgiuvean, dacă îi pui la o răscurce, nu știu încotro s-o apuce. Cum? Asta e realitatea. Acum nici primarul municipiului nu e Giurgiuvean. Nu e un... Dați-mi voie să intervin. Nu e un argument. Sunt oameni tineri, oameni care au acum acces la multe surse de informare, oameni care sunt prezenți în fiecare săptămână în ședințele acestea, de unde pot să cuprindă și să asimileze foarte multe elemente care îi ajută să-și facă o părere generală. Lucrurile nu mi se par deloc a fi pornite într-un mod nefuncțional sau ineficient. Răspund eu unei întrebări pe care am văzut-o pe scrolla dumneavoastră. Deci eu, doamnă de la București, dacă toți suntem ultimii, ca și performanță între filialele PNL, și am avut o întâlnire clarificatoare cu președintele PNL la nivel național, doamna Gheorghiu, secretarul general, domnul Petrache, e clar că suntem apreciați, au venit să ne încurajeze, să ne propună o soluție. Nu putem, din postura pe care avem acum, să spunem nu suntem de acord. Cu atât mai mult cu cât doamna Surdu, mie mi se pare perfect compatibilă cu județul Giurgiu și pentru că vine de la județul învecinat Călăraș cu aceleași probleme, cu aceleași... Pentru că trece Dunărea și pe acolo. Sau o vorbim de argumente geografice. Perfectibilitate. Da. Nu vorbim de perfectibilitate și nu extindem. Compatibilitate, da, da. Plus că elementul foarte important pe care mi-l asum și eu ca vinovăție, nu mă exclud absolut deloc, este că pornind de la mesajul președintelui, dar și mesajul preluat de PNL sau asociat PNL, încercăm să promovăm tineri. E un moment, alegerile pentru președintele României au reprezentat
un moment de referință în care iarăși tinerii au avut un aport considerabil, consistent și definitoriu. PNL marșează pe această idee a anuirii clasei politice și a anuirii evident a partidului. Cu tot respectul pentru cei reprezentativi în filiala județeană PNL, repet, începând cu mine, ca să nu existe niciun fel de reproșuri ulterioare, nu avem un tânăr reprezentativ din categoria de vârsta doamnei Raluca Surd. Da? Da? Avem o tânără deputat, interimar declarat, pentru că ăsta e statutul. Pe ce perioadă de interimat nu cred că interesează prea multă lume din interiorul filialei. Important e să găsim cea mai bună modalitate de a colabora și cu colegii de la PNL, folosind și experiența tuturor celor pe care avem la dispoziție. Nu, dar să facem puțin. Vorbeați la un moment dat de tineri care au marșat la sloganul și la conceptul un altfel de om, când l-au ales pe Claus Iohannis. De atunci se vorbește despre o altfel de politică. Ce înseamnă o altfel de politică pentru dumneavoastră, domnule senator? Deci, în momentul de față, vreau să revin la ce spunea domnul Bean. Deci, venirea acestei persoane, nu cred că trebuie să o privim ca omul care vine să salveze situații. Nu. Poate a zis foarte bine domnul că suntem într-un moment în care am demonstrat și acum mai avem un impas. Ei, nu cred că vor fi cei care vom lăsa aceste probleme să le gândească atât și rezolvate, să le rezolve persoana care a venit la Giurgiu. Problema e că... O luăm ca bun început atunci. Evident. Deci, problema care a determinat conducerea partidului nostru a fost urmarea faptului că au fost, trebuie să recunoaștem, disensiuni în rândul Partidului Liberal. Nu pot să enumăr acum, dar sunteți o mai... Dar este toată lumea. Să înțelegem că a venit cineva să vă mai stăpânească, așa, să vă mai potorească, da. Să vă mai... Problema, scuture, să vă zic că gata, problema este că exact ca un vis. Ca un vis ni s-a întâmplat urmarea ceea ce știți foarte bine, că de acolo unde eram partidul respectiv liberal... Asta e coșmar, nu mai e vis. Nu, dar e o problemă să ne gândim foarte bine, pentru că ne-am bazat pe niște oameni care nu toată au fost convins pentru politica liberală. Au fost oameni care au fost interesați de a-și continua activitatea de primar. Unii au fost mulțumiți, au fost plinuiți să câștige în comuna X sau Y această funcție. Dar în orice caz, problema este că e și un semnal. De ce totuși oamenii ăștia au plecat? Este foarte important. Și trebuie să discutăm exact când și doamna Raluca va merge în teritoriu, să întrebe dânsa așa, nu prin a fi martor cineva acolo. Mă, dar vreau să știu și eu, tu de ce ai plecat acolo? O să vă spun după ce se schimbă guvernarea. Nu, atunci. Nu când vor reveni. Nu, de ce s-a întâmplat așa ceva? Și trebuie să vedem. Sunt motivații și motivații. Aici este foarte important să analizăm acest caz, să nu mai greșim. Pentru că eu nu mă așteptam ca Partidul nostru Liberal să suporte, care e pe primul loc acum din punct de vedere dezastru pe care l-a făcut. Este pe primul loc. Chiar așa, din prima formație... Îmi place cum spuneți, pe primul loc, dar de fapt este pe ultimul. Nu, pe asta pe primul loc din coadă. În condițiile când efectiv noi am fost pe primul loc, acum suntem în altă situație. Calitatea acelor oameni poate trebuie bine analizată, poate chiar așa disperarea asta, pentru că trăim Giurgiu, județul Giurgiu, într-o situație foarte grea. Giurgiu este aproape un județ izolat. Nu mai avem cale ferată, nu mai avem industrie, nu mai avem absolut nimic. Ceea ce se întâmplă... Să facem o trecere și spre chestiunile sociale, economice. Și sociale și economice, că aici sunt problemele economice. Știu astăzi am fost așa ca un nostalgic. Vă rog. M-am dus spre fosta fabrică pe care vorba aia, o știți foarte bine, din Giurgiu. Și m-am bucurat, pentru că am văzut niște lucruri care mi s-a demonstrat că acolo încă se mai lucrează. Sigur, nu la nivelul care a fost când aveam 3600 salariați, dar, cum de exemplu Santiu Naval, acum nu mai poate vorbi mare lucru despre ceea ce a fost, puțin și la dâns și tot așa există o flacără care arde. Combinatele chimice, efectiv, nu mai avem. Pâlpâie, ca nu pot să spui că... Pâlpâie, dar în orice caz, sigur, problema numărul unu este această preocupare pentru dezvoltarea economică. Dacă nu vorbim de... Și am să vrea cineva să discut cu dumneavoastră despre mediul de afaceri și deschiderea mediului de afaceri din jur. Ce se poate spune la acest capitol? Aici vine speranța. Vorbim în continuare despre locuri de muncă categoric.
Noi avem două structuri astăzi în România care eu, unul, nu sunt mulțumit cum o să fac activitate. Problema de relații externe vis-a-vis de a cunoaște efectiv din punct de vedere economic ce se poate alege, ce putem face. Și aici nu mai este acel organism care a fost cândva, care efectiv s-a ocupat de aceste comerci, de aceste relații economice. Ministerul Comerțului Exterior. Noi, la ora actuală, prin aceste ambasade, nu reușim să avem un contact cu statele respective privind acest sistem economic. Și a doua problemă, această cameră de comerț, să ne ierte Dumnezeu, nici pe departe nu este la nivelul european, să zicem, nu vorbesc de alte state, în care efectiv să poți să ai o relație, să dezvolți o relație economică. În momentul ăsta, sigur că în interiorul României s-au întâmplat niște lucruri foarte grave, am pierdut foarte mult din ceea ce aveam, pentru că au fost o serie de lucruri pe care le știm bine, n-am avut alte bănci decât Banca Națională. Pe noi, perioada de început pe 89, ne-a găsit așa o veselie și 3-4 ani de zile s-a ales praful de tot. Și sigur, astea sunt făcute de mâna noastră pentru că n-a fost nimeni să se ocupe de această România. Nu trebuie să supăr pe nimeni, dar asta este adevăr. Ca să refacem noi această treabă, deci au trecut niște ani, deci din 89 sunt 26 de ani. În condițiile astea, sigur că trebuie să ne punem mari probleme. Domnul președinte al României, sigur, a fost și dânsul exact cum poate și noi ca administratori în zona Giurgiului și pentru dânsul nu cred că va exista vreun nas pe mânecă să-l scoată, să zică gata, asta e soluția. Deci să nu avem această impresie că se va rezolva. Sigur, dânsul este un om foarte exigent și încearcă. Atunci de unde să așteptăm salvarea, vă întreb eu, că toată lumea așteaptă să întâmple ceva. Păi încă o dată, guvern avem, nu? Deci, după mine, acum ca senator, eu știu foarte bine cum devin aceste legi, aceste ordonanțe și așa mai departe. Deci, în general, guvernul este cel care vine cu propuneri spre Parlament. Și sigur, acum când majoritatea Parlamentului este format din PSD și știm că și președintele, prim-ministru este PSD, foarte greu să poți să contrazici. Nu avem șansă. Și atunci, sigur că pe alt butonul poți să apăși decât pe guvern. Iar dorința care văd că a existat sau există și acum să intrăm la guvernare este o treabă care, sigur, ne întreabă și pe noi, cei de la PNL, vă sunteți pregătiți cu tărășe? Nu știu dacă pot să spun da. Se vorbea astăzi în conferința de presă a PNL despre un program de guvernare locală și dumneastră ziceți că de nu acord, știți dacă sunteți pregătiți acord, să veniți la nivel național. La noi am vorbit altceva acolo astăzi. A fost altă discuție. Pentru că nu se poate vorbi decât pe acele comisii de care tot se vorbește. Comisii economice, cu strategie externă și multe alte lucruri. Pentru că neavând aceste preocupări, și aceste preocupări trebuie să existe, un guvern nu poate trăi fără asemenea informații, fără să facă aceste preocupări. Ăsta este adevărul. Am trecut peste noi atâția ani cât am spus eu și lucrurile n-au venit spre bine. Păi acum mă sperie foarte clar, nu vreau să supăr pe nimeni, cu Schengen. Mă sperie, pentru că dorința noastră este, și văd pe domnul Iohannis că există preocuparea asta mai mult ca oricând, dar să știți că lucrurile nu ne ajută. Dacă facem o paritate între Schengen, noi români, și comparând cu alte, al state, nu ne avantajează. Nu ne avantajează. Pentru că salariile noastre sunt foarte mici. Dacă trebuie să le transformi în valută, lucrurile sunt dezolante, sunt greu de a putea compara. Dar trebuie să fie și, cum a fost și momentul ăsta, intrăm în Europa. Și am intrat, cum am intrat greu, și am făcut niște pași. Așa v-am demas cu Schengenul ăsta. Dar să nu credeți că atunci când se va anunța acest Schengen, noi vom avea o situație roză. Vreau să discutăm puțin mai la concret și pentru asta v-am să citesc câteva SMS-uri. E obligația noastră. Sublimiați de pe cel la care să răspundem sau vă opriți? Răspundeți la care puteți. Vrem să știm care sunt candidații PNL la locale. Ce caută pe de liști în PNL-ul istoric, zice domnul Călinescu G.
Suntem de râsul lumii cu Costică Buduru la Muzeul Județean. Cum comentați că toate funcțiile sunt politice în toate guvernările, zice domnul Dumitrescu? Păi nu citiți așa pe toate. Ne oprim la câteva, că nu o să putem la toate așa. Că după aceea nici noi nu le-am notat și să putem să le urmărim. Să le luăm punctual. Ele sunt trecute deja acolo. Păi, da, de acord, dar ca discuție... Ce caută pedeliștii, răspund eu. Da, în PNL-ul istoric. Sigur, da. PNL-ul istoric. Vorbeam de această polarizare necesară. Nu dau exemple din urmă. Au fost multe momente când partidele de stânga, în speță la noi PSD, au avut câștig în competiții electorale doar pentru că dreapta era foarte fărămițată. Deși, în esență, iar s-a demonstrat la alegerile prezidențiale, cele mai relevante, că românii sunt majoritari cumva de dreapta. Nu intrăm nici într-o dispută pe doctrine de stânga și de dreapta. Dar pentru buna funcționare a sistemului politic, Europa ne stă la dispoziție cu exemple multiple, e mult mai bine să fie așa. De la acest argument incontestabil, era obligatoriu să înțelegem și să acceptăm toate erorile, dacă vreți, ale trecutului, la nivelul colaborării și disputelor între partide politice, și să ajungem la o formulă consacrată a unui partid de dreapta care să fie mult mai eficient. Un moment istoric în care s-a ajuns la această formulă. Eu așa, ca votant, ca... și simpatizant. E mai mult decât dau de cândva, nu? Și acela a fost un experiment nefericit. Dacă vreți să reluăm discuția, a avut acel ingredient foarte important, Traian Băsescu, care n-a vrut să fie cum s-a gândit inițial. Nu mai e cazul acum. Sunt doi copreședinții mult mai flexibili, care iarăși la rândul lor înțeleg și care sunt așteptările românilor și care sunt, dacă vreți, dorințele membrilor de partid simpli. Și nu cred că se vor mai repeta nici din acest punct de vedere erorile de la nivelul anului 2004. Dar e nevoie de un partid, repet, ne asumăm toți și greșelile, și personale, și ale partidelor pe care le reprezentăm. Dar mai important este ca, trecând peste ceea ce putem învăța din aceste experiențe anterioare, să gândim o soluție mai bună și să ofertăm ceea ce credem noi că poate rezolva în mare măsură problematica și a României și a județului, municipiului Giurgiu. Aici stă așezarea la aceeași masă. Nici de cum vreo înțelegere subterană, niște afinități, nici măcar particulare, prietenești. E vorba de intenții comune care se subsumează aceleași semn electoral, Partidul Național Liberal. Nu, dar ați întrebat, Adinor, cum a apărut Partidul Democrat Liberal la Partidul Național Liberal, Partidul Democrat la Partidul Liberal? Sigur, eu tot așa o gândire, din punct de vedere, a încercat, cum am mai încercat, și cred că este forma cea mai bună de a face din aceste două partide un partid. Destul de greu se va reuși, dar în orice caz să face un partid mult mai mare decât a fost Partidul Democrat sau, bineînțeles, cât a fost Partidul Liberal. Și atunci, spune Partidul Liberal, este un mare câștig. Din punct de vedere, o participație mai numeroasă a politicienilor care erau de dreapt. Sigur, pentru că vreau să știți ce s-a întâmplat cu alianța aceea, da? Știți și mai departe ce s-a întâmplat cu această alianță cu domnul Băsescu și până am făcut și alianța asta cu USL. Deci, părerea mea este că singur asta este așa... o alianță, o contopire, efectiv. Păi asta este normal și asta da? Asta vreau să contrivezi. Este cea mai perfectibilă, cea mai bună situație. Da. Pentru că decât trebuie să ne aliem, decât la... Mulți comentează și faptul că partidul a ajuns la guvernare, ajunsese la un scor nemaipomenit și trebuia a venit vremea, probabil, cu USL-ul cred că a fost cel mai pregnant exemplu negativ pe care am putut să-l faci, noi liberali. L-ați făcut? Deci, da, pentru că una era momentul cu un an înainte de a să ajunge la prezidențiale și una a fost în momentul prezidențial. Eu dau dreptate, domnul Iescu, în 2011, când a apărut USL-ul, eu în filiala municipală am fost susținător declarat. M-am avântat să spun că e soluția cea mai bună. Bine, comparam cu ce făcea PD-ul la momentul ăla, dar nu asta e important. Domnul Iliescu și destui alții colegi cu experiență spuneau că nu e, pot să demonstreze că nu e cea mai bună soluție și că... A fost foarte bună, așa, până puțin după alegeri, la urmă n-a mai fost bună. Bine, încă o dată, sunt multe motive. Când există totuși în interiorul omului nu ceea ce trebuie să fie pentru toată lumea, începe să facă așa o reținere în tot ce trebuie. De exemplu, acum nu mai e cine să mai fugă de acolo vis-a-vis de o altă gândire. Asta e gândirea pe care Partidul nostru Liberal o impune sau o preluăm toți care am intrat în acest joc.
Pentru că, vedeți, acum e o trecere ușor cu președinți, cu... Sigur, asta ușor, ușor să se închid. Deci noi trebuie, după alegerile care o să fie în 2016, în 2017, să mai vorbim decât partidul puternic și mare creat, Partidul Liberal. Eu cred că ar fi catastrofal, cum spuneți dumneavoastră, mă scuzați, cum până înainte oamenii trebuie să asimileze acest partid? Acolo va fi finalul, acolo va fi finalul. Atunci, în 2017, până atunci, formele care le facem, trei pas cu pas, sigur. Și în 2017, este finalul. Candidații la alegerile locale, sigur că da, vor fi unici ai Partidul Național Liberal. Vă ceți la alegere cu două branduri, totuși, dacă... Un singur rând de candidați. Da? Deci acolo se pune problema de a pune acești candidați, dar pe un partid. Sigur că da. Nu mergem pe două căi. Da, asta este foarte clar. Vă faceți dumneavoastră în interiorul ei, evaluăm, îi negociem, îi inventariem. Spuneați că sunt de la... Iar dacă vrem să analizăm puțin ce s-a întâmplat cu serul ăsta, sunt multe, multe greșeli. N-aș vrea să analizăm, e o analiză așa... Dar în ce caz, din toate aceste lucruri... Vreau să spun că colegii noștri, cei care conduc aceste două partide astăzi, au făcut un lucru extraordinar. Au făcut un singur partid. Aici nu mai o să mai fugi, decât poate la social-democrați, poate. Dar din punct de vedere mai face în dreapta și mai face și încă dreapta și așa, nu. Deci asta e foarte bine ce s-a făcut. Acum trebuie să ne dea vorba aia atâta înțelegere între noi, ca să putem să scoatem și rezultate. Fără a fi la guvernare, în momentul ăsta acum, sigur, e foarte, foarte greu. Dar trebuie să fim la guvernare ca să putem, împreună cu un om tot dreapta, domnul președinte al României, să putem să scoatem România. Ajungeți la guvernare curând, până în... Cine a zis așa ceva? Din 2016, vă întreb. Păi noi sperăm, ați văzut și se aude pe televizorul ăsta că deja mâine avem președintele Senatului la Liberali. Nu e așa, nu stau lucrurile așa. Pentru că așa de multe... Cum? Cum stau? Păi sunt așa de multe jocuri care să fac. Eu sunt acolo, în miezul problemei. Deci astăzi ai, mai nu mai. Te trezești că vezi că este la tribună și zice, domne, eu nu mai vreau să fiu liberal. Vreau să fiu independent. Și pe trei zile se duce la UNEPR, să zicem. Sau... Deci lucrurile sunt grave. Iar la ora actuală PSD-ul are o mare forță prin UNEPR. UNEPR-ul este un strângător de... Aspirator de cadre care vor balansa viitorul. Deci, vă spun, trebuie să avem foarte mare grijă. Din contră, Giurgiu, la toate situații care am avut, au trecut foarte mult, s-au plimbat de la Partidul Liberal. Către UNEPR, către PLR, eu dacă vreți să mă întrebați, eu respect foarte mult pe domnul Tăricel, ce înseamnă Partidul Liberal reformator ăsta? Adică ce a făcut? A luat acești oameni din Partidul Liberal, de ce să mai pot numi liberali, că au fost vreodată? Să mai pot numi vreodată? Și atunci au făcut ce? Au diminuat forța Partidului Liberal. Sigur, ne oprim la ei. Dar vreau să vă spun că oamenii ăștia care au fost în Partidul Liberal, care ne-am bazat pe ei, nici pe departe nu mai avem. Haideți să mai citim câteva SMS-uri. Eu mă simt obligat dacă tot le trimit oamenii. Nu știu cum vreți dumneavoastră, că au început să strângă. Vă salut din satul Izvoru, comuna Gogoșari. Avem și noi o întrebare către domnul Băianu. Dacă se va mai asfalta Gogoșari, cum Izvoru, să nu se cu respect, Tonca ce? Cum să nu se asfalteze? E în evaluare. Sunt trei firme care au ofertat. Am mai întrebat, când am mai întâlnit pe colegii din echipa de evaluare, o echipă formată din specialiști din Consiliu. Din ce mi-au spus ultima dată, în 10 zile, maxim 2 săptămâni, va fi stabilit câștigătorul. Sperăm să nu existe contestații, nu prea mai sunt de când a apărut acea taxă de confort pe care tot să plătească cei care depun contestații și după aceea, peste perioada de așteptare a contestațiilor, 5 zile dacă nu mă înșel, se semnează contractul și în cel mai scurt timp se dă ordine de începere. Acum, rezonabil și realist vorbind, nu ne putem aștepta ca înainte de luna martie să vadă cineva utilajele acolo. Dar eu îmi doresc foarte, foarte mult ca în aprilie, măcar la sfârșitul lunii aprilie, să avem deja firma câștigătoare în teren și să înceapă efectiv. Deci am trecut la niște discuții dintre astea de a vedea unde ne aflăm ceva, la un drum. Important tot! Da. Așa. Dar problema să vă spun ceva. Deci ne ducem chiar iar pe discuțiile astea. Mi-am propus să structurăm discuția în trei. Sunt sigur că nu terminăm nici prima parte, dacă într-un fel sau altul nu vă readuc pe drumul cel bun, ca să spun așa. Vreau să discutăm și despre Giurgiu.
nu numai chestiuni generale. Spune, domnule, partea politică am pus-o la punct. Emisiunea asta n-are decât o oră. Deci, și încă o dată, haideți să discutăm de ce temă vreți dumneavoastră. Deci am vorbit de partea politică. Ce se întâmplă cu Giugiu, cu Partidul Liberal? Ați aflat, știți foarte bine. Dacă dumneavoastră aveți ceva cu totul special să spuneți, chiar vă ascultăm. Ce? Ce doriți să spuneți? Pentru că întotdeauna eu în domeniul interlocutorii mai era ceva de întrebat și n-am întrebat, chiar vă rog. În domeniul politic? Da, deci părerea mea este că doriți să spuneți ceva și nu vă las eu și chiar vreau să faceți chestiunea asta ca să terminăm și să continuăm. Vă supărați repede. Nu, atunci. Deci problema care ne interesează pe noi acum, să punem treburile la punct și cum vedem ce se va întâmpla cu Partidul Liberal. Suntem pe un drum foarte bun. Poate lumea mai zice, am avut o șansă. Sigur, cu diaspora, am avut, sigur, dar am avut un om care a ajuns în situația asta și mai departe. Deci, părerea mea este că avem o piesă foarte bine așezată la nivel național. Domnul Iohannis. Problema care se pune este că aici unde m-ați întrebat dumneavoastră, v-am spus, domnule, guvernul nu se mișcă. Guvernul nu mai face tot felul de jocuri pentru interesul Partidului Social Democrat. Poate momentul ăsta acum cu DNA-ul și cu asta o să mai ne trezim cu toții. Cam ce se întâmplă cu aceste partide. Referitor la dezvoltarea asta economică, care vreți să discutăm, ce vreți să facem, v-am transmis, uite, revin la discuția care am avut noi din aur, cu un material care pe mine m-a nemulțumit total, și dar l-am făcut și public, și acum am scris chiar primului ministru, nu se poate. Cu podul de la Grădiști, am preluat și noi, da, materialul. Astăzi m-am dus așa, tot cu nostalgia lângă mine, m-am dus să văd gara de la Giurgiu și arătam cui fac gara asta la Giurgiu. Păi dacă noi avem acum gara, după ce ne-am chinit să facem gara asta, cu fonduri europene, gara care e făcută în 1869, calea ferată, bineînțeles, noi mai avem calea ferată acum. Și vine domnul ministru, la care am făcut o interpelare, și zice 2030. Da, să spunem telespectatorilor noștri, dumneavoastră ați făcut o interpelare cu privire la podul de la Grădiște, foarte bine documentată, vi s-a răspuns că să ne gândim la anul 2030. Comentam noi prin redacție, de bun simț că alții fac un sat olimpic în 4 ani pentru, până atunci se organizează câteva olimpiade și noi ne punem problema să facem un pod. Eu cred că Carol I a făcut în 3 ani. În tren. Da, dar și poate calea ferată a făcut greșit. Putea să spună, da, nu este cea mai mare prioritate, o să-l facem, dar să rostești. Păi vreau să vă spun tot pentru dumneavoastră că domnul ministru al transporturilor a început acum să nu mai le întrebăm despre șoselele, autostrăzi și așa mai departe. Întrebăm de ăsta, master plan. Lasă, domne, hârtiile, domnule. Domne, când vom avea autostrada Brașov-Comarnic? Deci, domnule, să vedem dacă mai de actualitate treaba asta. Așa ne-a răspuns domnul ministru. De actualitate. Când pe acolo este chinul și vorba aia, sufletele multor care s-au dus din cauza acestei autostrăzi, care nu s-a făcut. Și, în general, nu e. Avem mari probleme, v-am spus, și cu guvernul care le bâlbuie și așa mai departe. Acum ne-a luat ochii cu codul acesta fiscal sau codurile fiscale. Ne-a luat ochii. Voi ce bine o să fie, voi ce bine o să fie. Are niște treabă. De unde? Omul poate să spună de bine atunci când simte. Nu numai promisiune care să vorbesc și să tot spun. Da. Cu Erceau, vă faceți aminte ce discuție a apărut, a fost o bâlbăială de dar acum că Erceau le-au scăzut, că... Deci nu este stăpânită problema la nivel economic decât de guvern. Asta e părerea mea. Și mai vă spun ceva foarte important. Dom'le, nu mai prea avem specialiști. Nu mai avem oameni dintre ăștia care știu ceea ce înseamnă autostradă, ce înseamnă cale ferată, păi noi mergem cu 40 km la oră și vrem să vorbim de intrare în Europa care merge cu 200 și nu mai vreți de Asia, de ce japonezi cu 300 și. Deci ca să faci ceva, îți trebuie vorba aia timp. Iar mișcarea asta care zic că o facem noi cu tot felul de state și cu tare, nu am reușit nimic. Iar pe partea cealaltă suntem foarte criticați că nu suntem în stare să luăm aceste fonduri. Nu la nivelul primărașului de la comuna nu știu care, ci la nivelul guvernului, la nivelul acestor ministeri. Domnul senator, un SMS la concret, că vreau în ultima parte a emisiunii noastre să discutăm despre anul electoral 2015, cu gândul la anul electoral 2016. Întreabă foarte franc domnul Ion Badea, cine va fi următorul primar al municipiului? Vreau un răspuns franc, nediplomatic, zice. Păi, cred că e o întrebare deosebită importantă și cred că nimeni n-ar putea să spună cine. Haideți să vorbim despre candidaturi puțin. Candidatura e altceva. Cine va candida de partea Partidului Liberal? Sau, nu știu, dar să spui cine va fi primarul, cine va fi primarul, ce înseamnă fachirisme? Ce sunt astea? De unde să știm? Discutăm despre ce să
V-ați gândit într-un fel sau altul la candidaturi, la un tandem? Încă nu. Încă nu. Eu n-am și asta este o problemă de interiorul partidului. Despre PNL-ul vechi n-am auzit vreo inițiativă, dar domnul copreședinte Gheorghe Ștefan, venit cu inițiativa domniei sale dinspre PDL-ul vechi, și a anunțat că vrea să candideze la Consiliul Județean. Da, da, a fost. Deci, încă o dată, acum nu mai este ce vrea dânsul, ce vrea partidul. Da. Deci partidul va fi cel care va decide. Înțeleg că dumnealui ar vrea atunci. Și foarte bine, e bine că are o opțiune, dar nu poți să spui așa ceva. Da. La primărie, cum stau lucrurile? Știți ce se întâmplă? Nu mai puțin, pentru că am pregătit o știre legată de primărie. O să prelungim un sfert de oră emisiunea, să zicem. Nu, e mare amendă. Există un candidat care și-a anunțat deja candidatura, actualul primar Nicolae Barbu, și-a anunțat că vrea să candideze. Cu toate acestea, partidul domniei sale a anunțat că nu că nu-l susține, ci că nu s-a hotărât. Acum vă fac o recomandare. Da. Vreau să-l întrebați dumneavoastră pe domnul Barbu să vă explice ce să spun eu despre treaba asta. A spus nu? A spus. Noi prezentăm telespectatorilor aici ce se întâmplă. Deci eu nu pot să spun despre domnul Barbu că va fi sau nu va fi. Ascultăm știrea și o comentăm. Dau o interpretare. Da. Dacă e pregătit, strategie. O interpretare a declarațiilor individuale. În conferința de presă a socialdemocraților Giurgiu Ven de joia trecută, primarul Nicolae Barbu și-a anunțat candidatura la primăria Giurgiu pentru un nou mandat la alegerile locale din 2016. Voi candida, eu voi candida la municipiu. Nu va candida nici cine spuneți dumneavoastră, nici că mă voi duce la județ. Declarația lui Barbu nu a avut însă girul conducerii PSD Giurgiu, după cum a declarat socialdemocratul Ladislau Pic în cadrul emisiunii Audiența de la TV Giurgiu. Dar eu vă spun cu certitudine că am confirmarea clară că nu a avut acceptul conducerii organizației județene de a-și anunța această candidatură și, în același timp, dacă nu altceva, măcar s-a încălcat disciplina de partid. De când sunt eu în politică, știu că lansarea unei candidaturi se face într-un cadru festiv, măcar cu președintele ierarhic superior. Afirmațiile lui Pic sunt confirmate și de președintele organizației județene PSD Nicolae Bădălău, care a declarat în exclusivitate pentru TV Giurgiu că în partid nu a avut loc nicio discuție legată de numele celui care va candida din partea PSD pentru funcția de primar al municipiului Giurgiu în 2016. Am auzit și un lucru ăsta care a iritat pe toată lumea, știi? N-am avut acum ajuns la Giurgiu. Nu am avut nicio discuție de genul ăsta în partid. Până la urmă sunt niște foruri, la noi trebuie lucrurile astea cu în biroul executiv. Dar pe partid e normal să spună, fiind primar în funcție PSD, e normal să spună că vrea să candideze. Mai e un an de zile, ne înșurăm, divorcăm. În opinia lui Bădălău, Barbu s-a cam grăbit cu declarațiile, chiar dacă este normal să-și mai dorească un mandat. Giurgiuvenii vor fi însă cei care vor decide cine va fi candidatul PSD la primăria Giurgiu, rezultatul sondajului urmând să fie aprobat în cadrul biroului executiv județean al PSD. Da, ne însurăm, divorțăm, ne mai ia DNA-ul un an de zile mai de hotel. Domnule Beanu? Vă dau eu o interpretare, una personală, dar de luat în considerare, pentru că am acces la mai multe informații care nu pot fi considerate publice și nu vor fi niciodată. Nu sunt la acest moment, de PNL vorbesc, colegii de la PSD își pot explica singuri situația declarației. Nu sunt la acest moment în PNL persoane care să fie dispuse să sacrifice viitorul filialei județene pentru ambiția de a candida neapărat la vreo funcție. Nu mai sunt. Nu sunt. Nu sunt. Au fost. Eu vorbesc de prezent și de anul preelectoral 2015. Dar, chiar dacă nu putem acum să dăm detalii despre strategia noastră de campanie, eu vă pot spune, date fiind cunoștințele de administrație, și pot să discut oricând despre acest domeniu, că un partid care se respectă în primul rând pe sieși, dar care, mai important decât atât, îi respectă pe cei care îl votează, nu poate rezolva problemele acestui județ decât dacă conduce în același mandat primăria municipiului Reșiență de Județ și președinția Consiliului Județean. Și Consiliul Județean. Da? Avem exemplu Eloven 2008-2012, dar
nu fac eu referire neapărat la aspecte practice. Mă rezum la teorie. Nu, dar până mă surprinde poziția domnului Barbu, pentru că dânsul a văzut foarte clar că independent nu poți să-ți desfășori activitatea de primar. Dar pentru că a făcut un pas s-a dus la Partidul Democrat. E, acum, sigur... La PSD. Partidul Social Democrat. La PSD. Așa. Dar în condițiile astea, haideți să lăsăm lucrurile. Acum a intrat într-un colectiv de organizație politică și sigur că astea sunt niște lucruri care nu le decide domnul Barbu. Pentru el. Și nici pentru altul. Okay. Sunt niște lucruri care se vor analiza în cadrul organizației, că trebuie să fie și disciplină. Da. Sigur, până mă surprind. Acolo se mișcă lucrurile mai repede, din moment ce a apărut un public într-o conferință, cum a o candidatură. Păi cred că a zis-o foarte bine domnul Pic. Că este un lucru de indisciplină. Da. Deci miza e cumva aceeași. Dar vorbind de PNL, așa stau lucrurile. Ca atare, nominalizările astea pe care le fac diferite persoane sunt cumva justificabile, nu e niciun fel de reproș de adresa la adresa lor, dar o situație clară, o echipă de candidați, un tandem câștigător, nu poate fi avansat decât în urma unor cercetări sociologice și convenit în interiorul partidului. Și dacă nu mă înșel și cu, probabil, cel puțin cu știința, dacă nu cu acceptul conducerii național. Da? Pentru că e un județ pe care eu sunt convins că PNL-ul poate recâștiga la capul Alfin. Și totuși dau un exemplu practic. S-a schimbat legea finanțelor publice locale. Da? Acum municipiul n-a mai primit bani pentru investiții de la bugetul de stat prin intermediul Consiliul Județean. Da? Dar în schimb Consiliul Județean pe o altă structură bugetară a primit o sumă mare. N-am de făcut un reproș și nu e niciun fel de aluzie, dar gândesc eu, care știu ce probleme sunt și în municipiu și în județ, știu ce așteptări. Ce ar însemna ca într-un an bugetar, pe care să-l alegem într-un ciclu, Consiliul Județean și Consiliul Local să pună pe aceeași listă de investiții toate sumele disponibile? Ce ar însemna asta pentru Giurgiu? Ar apărea o sumă foarte mare, da? Care ar putea să rezolve definitiv una oricare dintre temele foarte importante ale orașului. Fie că vorbim de locuințe, fie că vorbim de infrastructură sau de orice altceva. Toate aceste teme, infrastructură, locuințe, educație, sănătate, subsumate celei care apare pe primul loc de departe în toate sondajele, crearea de locuri de muncă. Dar aici administrația lucrează indirect. Administrația în mod direct nu poate crea locuri de muncă. A fost un an de excepție anul ăsta, s-a întâmplat cu acești bani în județul Giurgiu. De excepție, ceva de nedreptate. Deci ceva extraordinar. Avem și coordonanța asta, 55 asta, deci lucruri care au dat peste cap tot ce înseamnă partea politică în România. Tot aici sunt bani care deci asta sunt urmarea la unii, dar la alții nu. Păi și e corect așa? Păi dacă vorbim de regionalizare... Acum că n-au venit la Giurgiu și au venit bani în altă parte, acum că am mai venit și la... Că sunt primarii aia care sunt ai noștri, da, atunci putem să consideri că chiar a dus la liberal. Sau așa vreți să vorbim? Cei 5 primari care spuneați că mai sunt la PNL sau 6 sau 4 n-au primit bani pentru investiții deloc. Dați-mi și mie un argument rezonabil. Pe domnul Bădălu n-am avut ocazia să-l întreb. Nu știu, din punct, oamenii pot să gândească bine ăia 5, dar restul au bani și... Bine că au venit. Vedeți, asta cum să învârte chestiunea, că de fiecare dată când se schimbă guvernarea, îi dăm bani numai unora, celor nu le dăm ca să... Nu știu. Și nu e adevărat? Da, așa este, dar asta... Vedeți? Când o să fim și corecți? Păi dacă acum nu ne înțelege cu județele astea, când o fi pe partea de regiune, ce o să facem atunci? Deci nu trebuie să privim probleme. Trebuie să fie criterii care vor stabili sumele și așa mai departe. Da. Deci părerea mea este că ceea ce, de unde am plecat și unde am ajuns, ceea ce vrea domnul Barbu, n-am nimic cu dorința dânsului și cred că, dar n-au ieșit alții să spună nu. Au ieșit ai lor din partid. Acuzate indisciplină. Trebuie să spun telespectatorilor noștri că am mai primit unele SMS-uri. Nu le mai citesc pentru că dumneavoastră deja ați răspuns la problematica ridicată acolo. Altele nu pot să le citesc pentru că nu sunt de citit, să nu se supere nimeni pe mine. Aprecier cu privire la primarul Iliescu, la primarul Barbu, nu mai contează la ora actuală că nu suntem în alegeri. Să zicem că mai avem 10 minute păi din nu, acest... A spus foarte bine domnul Băian. Domnule, să vor face niște sondaje, parte sociologică, vedem cine, cum... Ce sondaje să fac înaintea alegerilor categoric? Până atunci aveți foarte mult de lucrat, după părerea mea. Nu să faceți sondaje acum, dar noi încă n-a intrat în discuții cine, cum și așa. Încă nu. Așa, pot să mai existe niște oameni care vor sau gândesc că... Nu știu.
Dar decizia o ia Partidul nostru Național Liberal. Și, bineînțeles, toate astea merg spre centru. Și se vor aviza. Sigur. Nu ne jucăm acum, luăm pe ăla, nu mai punem pe ăla. Da. E o miză foarte mare, așteptările sunt foarte mari. Am mai făcut această declarație. Este meritul incontestabil al domnului Iohannis că a câștigat alegerile prezidențiale, a avut, dincolo de atacurile concertate, credibilitatea și argumentele necesare. Eu zic că este și meritul poporului român care s-a mai asta trezit. Asta am să zic. Da, da. Dar urmarea acelui efort al poporului român, partidele politice au rămas cu responsabilități. Pentru că nivelul de exigență a crescut pentru președinte, care confirmă de vreme ce crește în sondaje și acum l-a depășit pe Mugurui Sărescu, dar nivelul de exigență a crescut și pentru partide. Și vreau să mă credeți că și dumneavoastră și cei care ne privesc, că înțelegem foarte exact această situație, nu ne grăbim nici cu anunțarea unor candidaturi pe care să ni le reproșeze deja cei care votează, nu ne grăbim nici cu prezentarea unor soluții care să nu fie viabile și să nu poată fi puse în practică. Da? Nesustenabile, cum vorbește un consilier local. Concret o întrebare pentru fiecare dintre așa că... voastre. Dar apropo, uite, să zic aici o problemă. Cum e cu directorul ăsta de la muzeu, cu domnul Budur? Da, am citit la un moment dat, am pus prea multe întrebări doar. Nu, dar este legătură la cel. Eu pe mine m-a surprins când am auzit așa ceva. Da, pentru că, vedeți, vorbim de specialiști, vorbim de oameni în domeniu, păi, nu știu, cred că e o nemulțumire totală a celor care lucrează în cu Costică Budurul la Muzeul Județean. Cum comentați că toate funcțiile sunt politice în toate guvernările? Haideți să fiu rătăcios. Haideți să vedem cine l-a numit și pe ăla trebuie să-l întrebăm. De fiecare dată cineva este numit de cineva, asta se știe. De fiecare dată și cel care numește și cel numit trebuie să afle într-un partid. Da. Și nu să aibă vreo diplomă la Oxford, nu contează, trebuie să fie în partid. Credeți că e cinstit? Așa întreabă omul ăsta, domnul Dumitrescu. Nu. Toate funcțiile sunt politice în toate guvernările. Iar oamenii bine calificați în România stau și are dreptate, dar în general... Da, în general trebuie tot așa căutat valoarea pe care vorba aia rezolvă problema. Că e de la partidul ăsta, deci valoarea. Pentru că nu se poate... Asta, valoarea în politică. Nu valoarea în politică, nu așa. Mi se pare o mare rușine, vă spun și dumneavoastră și dumneavoastră și tuturor oamenilor politici. Mi se pare cea mai mare rușine corect, din lume corect, că corect. Toți fraierii și toți amărâții care au intrat în partid au ajuns directori peste corect. Puși de președinți și de așa este, așa este. Este de ajuns să intri într-un partid, chiar dacă nu știi să scrii și te pune director pe undeva. Nu, este o mare rușine. Dar sunt foarte multe exemple relevante în sensul a ceea ce spune. Uite, acum vedeți, hai să luăm așa, chiar noi liberale acum ne pregătim să începem de luăm de guvernare. Avem pregătiți 1, 2, 3 pe postul D, 1, 2, 3 pe postul D și așa mai departe. Păi cum să ajungi tu, ministrul transporturilor, că n-ai trecut niciodată printre asta? Păi dacă nu-i aveți, domnule Iliescu, cum îi pregătiți? Nu, eu vă spun ca să întărești ce spuneți. Că nu culoarea asta politică îți dă ție dreptate să iei soluția cea mai bună tehnică care vrei să o iei. Da, trebuie să ai specialiști. Și specialiști, domnule. Să pui oameni acolo, nu la nu-i mai avem. Specialiștii ăștia nu-i mai avem. Sau nu mai ne preocupă să-i mai avem. Un minister să-l conducă, să-l scoată din groapă. Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului. Astea sunt ministere strategice pentru viitorul românilor. O întrebare pentru fiecare din voastre, o întrebare frontală. Într-o conjunctură favorabilă, cu un sondaj care vă e favorabil, domnule Iliescu, ați mai candidat la primăria municipiului Giurgiu? Deci, hai să vă explic astăzi, am fost oprit de cineva pe stradă astăzi, să-mi spună niște lucruri vis-a-vis de primăria Giurgiu. Pozitive vis-a-vis de persoana mea și așa mai departe. Și am spus numai atâta. Nu vă supărați. Pentru mine a fost o situație de neînțeles. Credeți dumneavoastră că eu mai sunt pregătit să mai suport a doua oară un insucces la primărie? Și că, păi nu, că știți, oamenii, cine a votat altcineva decât oamenii? Pentru că, situația e clară. Și atunci asta e un răspuns foarte clar. Și nu mai mă întrebați așa. Pentru că eu dacă se va pune numele meu, poate, pe un sondaj, și sunt acolo, eu știu, pe prima poziție și acolo stau să mă gândesc. Că nu e corect. Eu, pentru mine, a existat ceva de mare surpriză ce s-a întâmplat. Dar problema este clară. Hai să gândim. Dăm dreptul tinerilor, avem destui tineri în partid, care pot prelua una din aceste funcții, președinte al județean sau președinte al primar al reședinței de județ, și sigur vom decide. Ceilalți, celelalte partide vor pune și ei și cetățeanul va alege.
Am înțeles. Înainte să pun cam aceeași întrebare și domnului Beanu, mă simt dator să răspund cuiva care mă întreabă de ce nu dați mesajele pe post, ce televiziune sunteți, de ce plătesc SMS-ul. Pentru că nu le semnați, de-aia nu le dau pe post și nu înțeleg ce mesaj n-am dat, dacă l-ați fi semnat și ar fi fost un mesaj la temă și de ce l-aș fi dat cu siguranță. Pe de altă parte, am mai spus telespectatorilor noștri, n-am citit și n-am pus toate mesajele pe post, pentru că la un moment dat se îngreunează partea de sus acolo, mai ales că bă, invitații au răspuns la unele întrebări care se tot pun în continuare. Hai să facem altceva. Auziți, dați-ne nouă. Asta vreau să, da. Asta vreau să spun și eu. Dați-ne nouă. Deci dacă sunt prinse toate... Credeți-mă că unele dintre ele nu ați vrea să le vedeți. Ba da, să știți că și vorbesc cu numele amândorul, dar... Le-avem mai și le dăm cu mare plăcere. Eu am găsit la dumneavoastră pe... Dacă ar fi formulate decent și critice, nu e o problemă, că... Dar într-un fel mă simt dator să protejez legile CNA-ului și atunci... E o soluție. Chiar dacă o să mă jure și la telefon, domnul, dați-mi mie SMS-ul respectiv și promite că îl sun, poate reușesc să-l lămuresc. E, până la urmă, un posibil susținător al Partidului Național Liberal. Asta, mai faci un membru de Partid Liberal. Poate mai fac un membru. V-am spus... E o soluție. Am și eu mica pretenție, care nu este deloc deplasată. Dar e corect cum procedați. Cineva să semneze, măcar din bun simț, da? Ceea ce întreabă aici. Deci nici măcar nu semnează cu un nume fals. Deci tot felul de chestiuni de astea. Suntem trecuți până asemenea etape. Hai să mai depășim etapele astea. Da. Domnule Beanu, dumneavoastră candidați la Consiliul Județean în 2016, dacă lucrurile vă sunt favorabile? Dacă lucrurile sunt favorabile, înseamnă, într-o traducere riguroasă, dacă voi fi desemnat de partid în urmarea unui sondaj care să evidențieze că eu sunt mai bine poziționat decât alți colegi. În condițiile astea, da. Domnul Iliescu spune că nu mai candidează. Cu cine v-ar plăcea să faceți tandem? Aici e o problemă mult mai complicată. Așa că nu m-ați înțeles bine pe mine. Eu n-am zis așa. Nu pot să dau un răspuns pentru că nu am încredere în ceea ce s-a întâmplat. Și mai vreau să-mi repet așa ceva. Dacă, eu știu, cineva îmi spune mie pentru referendum, domne, uite, am trecut, sunt probleme de partea dumneavoastră, e o treabă, că de muncă nu mi-e frică mie. Și poate nu mă compară cu ce se întâmplă acum față de ce a fost în anii care ne-am ocupat de primărie și de Consiliul Județean și așa mai departe. Ce să zicem de Consiliul Județean când a fost domnul Beanu și ce e acum? Sau când a fost ceilalți înainte? Deci sunt niște lucruri care trebuie să analizăm ca lumea. Deci nu plecați pe ideea care am spus-o, că n-am spus-o eu. Da. Deci la ora actuală trebuie să pregătești cu o dorință. Domnul Beanu, ești la Consiliul Județean, bravo. Domnul Iliescu, ești la primărie, bravo. Am găsit... Nu e nicio dorință, a fost doar o întrebare și... Deci nu se poate vorbi la asemenea întrebări decât așa cum am discutat. Așa. Primul rând, e deși de partid... Sunt să vă întreb, pentru că o să zic că lumea, doamne, eu aș fi întrebat, nu știu ce, tu ca moderator, de ce nu pui întrebări? Da, e bine cum procedați. Și răspunsul l-ați primit ca atare. Ca să închei. Răspunsul l-am primit și eu, l-au primit și telespectatorii noștri, o să-l analizez. Deci, încă o dată, să aibă răbdare că vom organiza foarte corect aceste sondaje și vor avea posibilitatea să ne spună și atunci ne orientăm. Noi, ca partid, mă refer, nu ca Lucian Iliescu sau Bean Dumitru. Corect. Ca partid și vom spune. În momentul de față, pe departe nu putem vorbi astăzi de a nominaliza pe cineva. Sigur că la sfârșit o să fie cineva nominalizat. Dar haideți să facem etape că le avem. Trebuie să revenim pe poziția care am avut Partidul Liberal. Suntem mult prea departe. Și v-am spus, eu dacă aș fi în locul doamna, cum o cheamă, doamna Raluca, eu când mă ajung cu primarul să mă uite o întrebare, dar fi cinstit cu mine. Mă, de ce ai plecat tu de aici din coace? Și cred că majoritatea răspunsurilor să fie cam aceleași. Nemulțumit de... Și problema în conferința de presă, dacă mai primește pe cei care au plecat... În... Aia este altă problemă. Problema cu oamenii ăștia care, efectiv, întrebându-i, ne spun aceste lucruri, sigur că îi dai dreptate unul ăsta, că nu e vinovat. Mai am o jumătate de argumentație. Da, vă rog și încheiem emisiunea cu voia dumneavoastră. Vă las încă un tur așa de discuții scurte ca să încheiem... Deci... Eu renunț la turul meu. Rămâne să nu beam frumos. Voi candida, repet, dacă voi fi eu desemnat, cum la fel de bine voi susține orice coleg care va fi poziționat, dacă sondajul va releva, mai bine decât mine, ca să lucrurile să fie clare. Sunt în PNL, toate zvonurile că sunt ca și plecat, că negociez cu Vanghele, că sunt vise ale unor colegi care au asemenea frustrări. Nu da. Vise, dorințe a unor dorințe, colegi. Da. Dar m-ați întrebat și de primărie. Dacă voi avea un... Am citit și eu chestii de-astea, niciodată rostite într-un ziar onorabil și semnate. Numai, deci, acum se face jurnalistică pe surse. Fiecare care are degețele și își face un site, poate să scrie orice acolo și e foarte necinstit. Dar, foarte important vreau să spun. Bravo, ai dreptate. Atât cât va depinde de mine, da, indiferent de ce poziție voi fi,
voi susține ca la primăria municipiului să câștige candidatul cu cele mai mari șanse, pentru că în acest tandem, în această echipă care se câștige ambele bastioane, se vor rezolva mult mai ușor toate problemele și ale județului și ale municipiului. Nu spun că sănătatea, oricum, este în responsabilitatea Consiliului Județean și în ceea ce privește spitalul din oraș, policlinica din oraș, da? Deci astea sunt probleme municipiului pe care le poate rezolva Consiliul Județean. Dar și alte probleme legate de infrastructură, legate de educație. Nu avem un centru de excelență, că acum dau și colegilor de la PSD. Noi vrem să propunem ca în Giurgiu să apară un centru de excelență pentru acei copii mai deștepți decât media, pe care părinții nu au bani să-i dea la meditații, dar care ar avea un alt viitor dacă i-ar învăța cineva mai mult decât învață la orele de clasă. PNL, în programul pe care le va propune pentru anul electoral 2016, pentru educație, va avea o asemenea temă. Și asemenea structuri, iarăși, nu pot fi susținute ca funcționare decât cu un efort conjugat al primăriei și Consiliului Județean. Nu se poate altfel. Așadar, PNL trebuie să câștige și primăria și Consiliul Județean. Dacă va câștiga doar una dintre aceste e greu. Aceste structuri administrative, va fi pentru mine un insucces la fel de mare ca și când n-am câștigat nimic. Da, noi liberale am avut un asemenea. Am avut și primărie. Am avut. Și, bineînțeles, președintele Consiliului Județean. Am avut. Și lucrurile au mers așa cum spune domnul Ionu. Bine. Domnule Izlescu, știți cum spune românul, vom trăi și vom vedea și ne vom mai întâlni până... Neapărat să veniți cu cravata asta, că ne poartă noroc, am eu impresia. Da. Mulțumesc mult invitațiilor mei, domnului senator Lucian Izlescu și administratorului public al județului, domnul Dumitru Ioan. Avem o echipă tehnică pe care trebuie să o numesc aici, catrulit alături de mine, operator de imagine, Minel Boboc și George Voican, la sunet David Emanuel, la regia tehnică Ionel Taifas și Sorin Mihalcea. Vă anunț că joi 5 martie avem invitat aici în platou la emisiunea mea pe prefectul județului doamna Carmen Nina Crișu. Până joia viitoare aveți grijă ce vă doriți, s-ar putea să vi se întâmple. Hai și doamne!